Discutăm, domnule Nancu, pentru început despre garanțiile record acordate de statul român în anul 2020. Se pare că situația economică generată de pandemia de coronavirus nu a împiedicat întreprinderile mici și mijlocii să stabilească recorduri și aici v-aș ruga pe dumneavoastră să ne vorbiți despre ce a însemnat în cifre anul 2020 pentru Fondul Național de Garantare. Așa cum a spus și dumneavoastră, 2020 a fost un an atipic atât pentru mediul de afaceri cât și pentru întreaga societate. Pe lângă criza sanitară a fost dublată de o criză economică, iar măsurile pe care Guvernul României le-a luat se văd rezultatele în acest moment. Este singurul guvern care a folosit rolul garanție nume și constat, în sensul că s-a folosit acel instrument financiar care are un grad de multiplicare în economie. Știți foarte bine, garanțiile nume și constat, ele nu au impact asupra deficitului, ele sunt cuprinse doar în datoria publică, iar în momentul în care o garanție o firmă ajunge în default, nu plătește creditul, atunci garanția putem să spunem că se va reflecta în datoria publică, adică peste 6 ani. România a fost primul stat care pe 18 martie 2020 a primit avizul de la Comisia Europeană pe schema cadru temporar cu două măsuri care erau implementate de către Fondul Național de Garantare plus celelalte care bine le știți de la șomajul tehnic, toate măsurile pe care guvernul le-a luat în anul 2020 și bineînțeles le continuă și în anul 2021. Programul de succes a fost programul IMM Invest, acolo unde știți foarte bine că s-a combinat rolul guvernului cu rolul băncilor. Practic, în anul care a trecut, în 6 luni de implementare, pentru că prima garanție a fost acordată în 1 iunie, au beneficiat 25.586 de întreprinderi mici și mijlocii. Cu mult peste față de cât ați estimat? Cu mult, pentru că guvernul, pe durata programului, până în 2026, aveam 40.000. Deci, practic, în 6 luni ne-am atins targetul. Programul era prevăzut ca să se termine la 31 decembrie 2020. Guvernul, în 18 decembrie, am obținut de la Comisia Europeană o prelungire a celor două scheme, pe lângă IMM Leasing, IMM Invest, mai avem două programe care vor intra anul acesta. Ele au fost aprobate anul trecut, dar anul acesta vor demora. E vorba despre IMM Factor și IMM Agro IMM Invest. Aș vrea să le luăm pe rând, dar mai întâi aș vrea să știm cu cât a crescut, de fapt, numărul de garanții acordate în anul 2020, pentru că vorbim de un record, nu? Record. S-au acordat un număr de 93.000 de garanții. Ce înseamnă în valoare? În valoare, atenție, de 21 de miliarde. Doar garanțiile. Doar garanțiile. Banii infuzați de către sistemul bancar ajung undeva la 40 de miliarde, pentru că știți foarte bine, garanția nume și constat sau garanția nume și cont propriu atinge maxim procentul de 80% pentru întreprinderile mijlocii și pentru întreprinderile mici și micro-întreprinderi 90%. În procente, așa cum v-am spus, reprezintă 20% ca număr de garanții care au fost acordat în 18 ani, acordat fondul în anul 2020. Iar ca valoare reprezintă 31% din valoarea garanțiilor acordate în 18 ani au fost acordate într-un singur an. Wow. Iar ca referitor la anul 2019, care a fost un an, să zicem, nu exista această criză. Știți foarte bine, exista pandemia de coronavirus și nu știam că va urma guvernul de atunci chiar avea cifre foarte bune, se lăudau. Referitor la 2019, deci ca număr de garanții s-a dublat, iar ca valoare a fost de 5 ori mai multe garanții acordate în anul 2020 față de 2019. Bineînțeles că și rentabilitatea fondului a crescut, am obținut un profit, pentru că fondul este o societate comercială a statului român, s-a obținut un profit record de 110 milioane de lei. La fel, costurile de operare față de anul trecuți au scăzut. Vă dau un exemplu, costul de operare pe IMM Invest este de 0,15%, în condițiile în care anul trecut pe programele prima casă și prima mașină era de 0,45.
Iar munca și, mă rog, bineînțeles că acum IMM Invest este 99% este digitalizat, mai sunt unele bănci în funcție și de clienți care nu au semnătură electronică și aici costurile de operare numai documentele care trebuie prezentate. Deci cu costuri, să zic, costul de operare era foarte mic pentru fondul de garantare, am reușit să obținem acest profit record și, bineînțeles, ceea ce ne-a și interesat a fost să implementăm programul Guvernului României pe acest instrument financiar. Ce este important? Spuneam de multiplicatorul în economie. Știți foarte bine, garanția numește și constat, are acel 1 leu garantat de către stat, duce la dezvoltarea pe orizontală undeva la maxim 7 lei. Din punct de vedere fiscal, am analizat la începutul lunii ianuarie, împreună cu datele de la Registrul Comerțului, de la ANAF, am introdus în baza de date toate cuiurile, codurile unice de identificare a celor 25.586 de firme și vreau să vă spun că impactul fiscal este de 1 la 22. În ce sens? Practic, statul a garantat pentru aceste 25.586 undeva la 12-13 miliarde. Banii pe care sistemul bancar i-a injectat în IMM-uri a fost undeva peste 15 miliarde. La bugetul de stat, aceste întreprinderi au plătit taxe în valoare de 13 miliarde. Deci, practic, statul a investit doar ajutorul de stat, că acela intră în subvenție de la bugetul de stat, 350 de milioane de lei și s-au întors în 6 luni de zile aproximativ 13 miliarde de lei. Aceasta înseamnă un impact fiscal și acestea reprezintă, să spun, viitorul instrumentelor financiare pe planul național de redresare și reziliență, unde la fel, având în vedere că cheltuielile cu ajutorul de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii, care le cunoașteți foarte bine, le-am discutat la dumneavoastră de fiecare dată, garanția, comisionul de garantare, comisionul de risc, sunt cheltuieli care au fost efectuate după 1 iulie. Împreună cu Ministrul Finanțelor și Premierul României am introdus ca aceste cheltuieli să fie suportate din bugetul Planului Național de Reziliență și Redresare. Nu numai pe această perioadă de 8 luni, așa cum era, ci pe întreaga perioadă la IMM Invest, adică până în anul 2026. Practic venim cu niște instrumente pentru întreprinderile mici și mijlocii care să le asigură această lipsă acută de capital în această perioadă. Bineînțeles, o să vedeți că rolul statului și rolul garanției a fost, așa cum am spus mai devreme, să aibă impact fiscal. Adică s-au salvat, deci întreprinderile care au beneficiat de IMM Invest au un număr de 430.000 de salariați, în condițiile în care rata șomajului anul trecut a fost de 396. Dacă nu exista acest program, riscam ca cei 430.000 de locuri de muncă salvate prin acest program, pentru că au fost și pe capital de lucru și pe investiții, să se dubleze rata șomajului. Deci este un program care nu discutăm succesul lui. Trebuie să continuăm cum îl îmbunătățim și cum îl prelungim. Și anul acesta o să vedeți că am creat un subprogram, subprogramul AgroInvest, unde aici ne așteptăm la fel pe IMM Invest. Până anul acesta s-a alocat de la guvern 14 miliarde de plafon. Ne așteptăm să dublăm numărul beneficiarilor, undeva la 58.000 de beneficiari pe IMM Invest. Vreau să vă spun că în pending, adică oameni care s-au înscris, firme care s-au înscris în platformă și încă n-am început înscrierea. Miercuri intră ordonanța de urgență care modifică, să spun, transpune cadrul temporar, acea modificare de prelungire până la 31 decembrie. Sunt aproximativ 5.000 de firme cu un buget de aproape jumătate de miliard de lei.